salut și bine a revenit pe canal. Vreau să reiau un subiect ceva mai vechi. Da, aici am în mână HDS-ul meu, shotgun-ul HDS-68 de la SpyShop și am văzut că magazinele, site-urile online, magazinele online care înainte, în 2020, vindeau aceste jucării și înainte de 2020, vindeau aceste jucării la, cu energii variabile, da, deci unele cu energii mai mari, altele cu energii mai mici. Ei bine, de data aceasta, după ce a trecut toată nebunia cu dosarele penale, cu planul de acțiune Airstrike al DEA SP-ului, am văzut că mai toate magazinele online vând doar aceste jucării, le vând doar cu energie de până în 7,5 J. Okay? Și am întrebat și eu câteva magazine, zic, bă, dar de ce faceți așa, de ce vindeți așa? Pentru că legea nu prevede un prag de energie, etc. Și mulți au dat vina pe lucrătorii ASP, domne, că au venit de la poliție, de la armii și au zis că nu, că s-a schimbat legea, că s-a modificat sau nu știu ce bălării l-au spus ei, că n-aveți voie mai mult de 7,5 J. Și oamenii s-au conformat. Ei bine, dragii mei, această informație este una complet eronată și este una, eu știu acum, nu cunosc sub ce formă v-au spus-o aia de la poliție, dar nu au dreptate în ideea în care ce mi-ați spus voi chiar așa au stat lucrurile. Mai multe detalii nu cunosc. Dar dacă să spunem că lucrurile au stat diferit față ce mi-ați transmis voi, deși nu cred. Nu cunosc detaliile și mă voi abține din exprimare. Dar hai să mergem pe ipoteza că exact cum mi-ați spus voi, chiar așa au stat lucrurile. În cazul ăsta, dacă, repet, dacă lucrurile chiar așa au stat, în cazul ăsta cei de la poliție v-au mințit. Și din punctul meu de vedere au cam comis un abuz. Acum, dacă vreți să îi târâți prin tribunale, să le faceți plângeri penale pentru fel de fel de infracțiuni, abuz în serviciu, eventual un fals intelectual în funcție de ce hârtii v-au trimis, dacă v-au trimis, e alegerea voastră. Aveți pe avocatul Adrian Zanfir la care s-a apelat. Dar eu vreau să vă citesc anumite chestii. Am tras o concluzie din raportul meu de expertiză balistică încheiat cu ocazia dosarului penal pentru shotgun-ul ăsta. Și anume, și cu ocazia asta vreau să-l urechesc un pic pe expertul criminalist care are un grad profesional care nu denotă o vechime foarte mare sau o vârstă foarte mare, nu știu, vechimea s-ar putea să aibă, dar vârsta ce obțin nu o denotă. Asta dacă nu, dacă nu a devenit ofițer din subofițer. Dar în fine, eu merg pe ideea că voi merge pe ipoteza că nu, ci pur și simplu a obținut gradul profesional ca urmare a absolvirii Academiei de Poliție, ceva de genul. Bun, dar ajung și acolo, mai acuși. Așadar, în raportul de expertiză balistică, da, întocmit cu ocazia dosarului meu penal, experții criminaliști de la Institutul Național Criminalistic al Ministerului de Interne s-au luat după niște valori și nu valorile de energie ale proiectilelor, așa cum scrie pe fiecare site cât jule are fiecare replică, ci oamenii au efectuat niște trageri experimentale și au măsurat energia dezvoltată la gura țevii, respectiv la o distanță de un metru. V-am mai spus data trecută, nu vreau să vă plictisesc, dar pe ei a interesat energia, cum îi spunem, densitatea energetică, densitatea de energie, adică câți joule pe centimetru pătrat. Bun. Și au trecut niște valori aici cu privire la părțile componente, anumite părți componente, anumite regiuni ale corpului uman, care pot fi penetrate cu niște valori minime de energie. Și în cazul corneei, care nu știți ce înseamnă cornea, cornea reprezintă acea peliculă transparentă subțire de pe suprafața ochiului prin care ne permite nouă oamenilor să vedem mediul înconjurător, să percepem, da? Peliculă sub care se află un lichid, se numește o moare apoasă, și această peliculă numită cornea este puternic inervată, nu enervată, că n-are draci. Inervată de la nervi, are foarte mulți nervi care trec prin ea, motiv pentru care atunci când ne intră ceva în ochi, ați văzut că ne ustură, lacrimăm, etc. Bun. Deci pentru a penetra cornea, experții criminaliști, sau ce obține expertul criminalist, că ăsta se semnează aici, e nevoie de o energie pe centimetru pătrat cuprinsă între 4,3 J și 6 J. Bun, în cazul abdomenului, în cazul pielii, că tot mințea de ASP opacul, e nevoie de o energie, o densitate de energie cuprinsă între 10 și 20 de J pe centimetru pătrat. Okay? În cazul abdomenului, la nivelul buricului, e nevoie de cel puțin 34,3 J pe centimetru pătrat și cu exemplele continuă, ajungem la căpățân, la fracturi, pentru a cauza fractura ale cranului, e nevoie de cel puțin 120 de J. Bun. Și oamenii au venit și au calculat energia, densitatea de energie, da, specifică acestei replici. Și
pentru ce folosești ea și măsurătorile și rezultatele obținute, adică cu bile, proiectile din cauciuc, cu diametru de aproximativ 17 mm, cu masă de 3,57 grame, cu energie măsurată ei, a ajuns la următoarele concluzii. Concluzii criminalistice, și anume, la gura țevii au ajuns la o densitate de energie de cuprinsă între 8,53 și 8,05 J pe centimetru pătrat, pardon, iar la distanța de un metru, densitatea energiei a fost cuprinsă între 7,62 J pe centimetru pătrat și 6,88 J pe centimetru pătrat. Deci, practic, ei, după aceste valori, se iau și, și în baza acestor valori calculează dacă o armă are potențial letal sau nu. Și așa concluzionează și ei. Așadar, citez. Așadar, hai că nu scrie nimic aici. Spune așa. Așadar, în cazul proiectilor din cauciuc, având masa 3-5-7 grame diametru, la tras experimental cu așa, calculul teoretic al distribuției energiei cinetice pe suprafața lovită de proiectil evidențiază valori între 8,53 J pe centimetru pătrat, deci maximum, și un minim de 6,88 J pe centimetru pătrat, ce indică posibilitatea de penetrare a corneei ochiului. Deci nu e garantat cu penetrare, ci e posibil. Aceste valori ale densității de energie specifică exclud posibilitatea unei penetrări a pielii, a țesutului subcutanat, a osului sau a organelor din cavitatea abdominală. Dacă pun acest rezultat al expertizei balistice alăturat unui răspuns de la DASP, cum mi-au dat și mie de altfel, în care ei mint cu nerușinare că poate că aceste proiectile pot penetra pielea, vă dau temă pentru acasă. Rezultă vreo infracțiune, având în vedere că ăla e un răspuns oficial? Ok, pentru evaluare, au tras și în gel balistic, am tras și eu, nu știu ce măsurători le-au dat lor, în fine. Nu știu de ce lor le-a dat aici un orificiu, adică proiectilul meu a penetrat, da? În fine. Așadar, conform rezultatelor tragerii experimentale pentru distanța de până într-un metru, în contextul tragerii de proiectil în cauciuc cu armă în cazul impactului direct cu ochiul, există potențial vătămător de creare a unor leziuni oculare cu penetrarea corneii și inclusiv a globului ocular, deoarece valorile densității de energie specifică, în cazul proiectilor propusate, au avut valori între 8,53 și 6,88 J pe centimetru pătrat, iar în gelatina balistică s-a creat un canal penetrant cu o lungime de aproximativ 2,4 cm. Motivul pentru care, atunci când am fost la poligonul Bucovina din câmpul moldovenesc, când am tras eu în gelul balistic, biluțele mele ale acestui HDS-68 nu au penetrat gelul balistic, înclin să cred că motivul a fost probabil că ăla era mai dens decât gelul balistic folosit de experții criminaliști, că alte explicații nu au. Așa, au ei o poză cu ochiul pe aici, nu știu, nu știu cum. Arma în cauză nu este o reproducere la scară 1 la 1 a unei arme reale, nu constituie, astea sunt concluziile lor, nu constituie o replică de armă tip airsoft concepută special pentru agrement și este concepută special de către producător pentru autoapărare și antrenament. Stimate expert criminalist, nu-ți dau numele că nu vreau. Ce anume? Explică-mi și mie, uite, dacă ești tu amabil și urmărești materialul sau ajunge la tine și ești amabil să-l urmărești, nu intenționez să te jignesc în nicio formă. Da, poți să-mi trimiți și mie un mesaj privat în care, că poate, nu știu eu, suficient de multe și tu, fiind expert criminalist, mă poți ajuta cu niște informații astfel încât să nu mai fiu eu prost. Fă-mă neprost. Dar întrebarea mea, logică, este către tine, este următoarea, acum să te cert un pic. Care au fost detaliile, care au fost aspectele care te-au determinat să constați că arma este concepută special de către producător pentru autoapărare și antrenament? Și ce anume face ca o armă de tip airsoft să fie concepută special pentru agrement? Care sunt indiciile? Care sunt detaliile, informațiile în baza cărora dumneata ai tras această concluzie? Ha? Concepută special de către producător pentru autoapărare și antrenament. Spune-mi și mie, te rog, deci să înțeleg că cu această jucărică, da, nu pot face agrement, nu pot efectua trageri de agrement, pentru că după cum spui dumneata aici, asta n-a fost concepută special pentru agrement, deci construcția specială pentru agrement îmbracă anumite elemente, anumite condiții. Mi le poți spune, te rog frumos, că nu-mi dau seama de ele. Și de asemenea, care sunt elementele care fac ca o armă să fie confecționată special pentru autoapărare și antrenament? Adică, dumneata consideră că cu o replică de airsoft nu poți trage cu proiectile care
lasă urmă de vopsea, te înșeli amarnic. Sau consider că dacă folosești bile de vopsea numai de agrement, ci de antrenament, te înșeli amarnic. Și vine de asemenea și spune, domnule, în legislația națională nu există acele praguri, da? Ok. Deci, domnul expert criminalist, dacă ești tu amabil, să-mi răspunzi într-un mesaj privat, să vorbim numai noi doi. Explicăm și mie, care a fost raționamentul, care au fost elementele care au stat la baza gândirii tale, la baza tragerii acestei concluzii. Iar pentru voi, cei care aveți, sunteți persoane juridice, aveți magazine, oameni buni, tocmai v-am citit din raportul de expertiză balistică, poate că aveți și voi. V-a fost și vouă întocmit dosare penale, v-au luat jucăriile, v-au dat înapoi, etc. Și poate ați solicitat copie de pe dosarul de urmări penale. Dacă nu, copie de pe raport de expertiză balistică. Pe mine ăsta m-a interesat. Bun. Deci, concluzia mea este următoarea. Nu există pragul de energie. Motiv pentru care faptul că ASP-urile vă obligă sau v-au spus că n-aveți voie să vindeți cu jucării care au mai mult de 7 joule jumate, e o aberație, o tâmpenie. Din punctul meu de vedere, puteți vinde, puteți comercializa aceste jucării sau jucării din acestea care scot mai mult de 7 joule jumate. Vă dau un exemplu clasic. Deci, shotgun-ul meu, HDS 68, deci calibre, proiectile în calibru 68, adică 17,3 mm aproape. Ok? Bun. Deci ăsta care era vândut de Spy Shop, atenție, ca scoțând 16 juli. Bă, 16. Da, deci mai mult decât dublu. Vindeți voi acum. Sau v-au spus aia de la poliție. Da? Și uite, au făcut calculul energiei, împărțirea energiei, da? Pe centimetru pătrat. E mult mai mic, 8 și ceva. Ok, deci dacă le adunăm, facem o medie de aproximativ cât au să știi aici. Că... deci o medie între 6,88 și 8,53. De 7, hai spunem 7,7 juli pe centimetru pătrat. Fac așa, ochiometric, o medie. Ok? Deci mult mai puțin. Ceea ce este suficient, într-adevăr, pentru a sparge ochiul cuiva, dar și cu o bilă din Airsoft. Un proiectil de Airsoft, da? Se poate sparge ochiul. Și cu o piatră, da, trasă cu praștia, se poate sparge ochiul, scoate ochiul cuiva, să rămână fără ochi, să-și piardă vederea, funcționarea acelui organ, da, numit ochi. Asta nu înseamnă că, aoleu, nu mai am voie să vând de alea. Fals, total eronat, da? Deci, nu știu dacă v-ați gândit la chestia asta, dar probabil o să vă puneți întrebarea, păi ce mă fac? Că dacă vând, vin ăștia și îmi fac dosare. Bă, ce v-am învățat? Lăsați-i să vă facă dosare penale. Pentru că, din punctul meu de vedere, acele dosare penale ar fi abuzive. Prietene, uite, deja m-ai cercetat. Unde scrie, arată-mi și mie unde scrie în lege un prag de energie ca eu să nu, să, ca mie să-mi interzici. A, ok, că se fac, să spunem că vinzi niște jucării de-astea care scot, nu știu, 50 de juli pe centimetru pătrat, dau un exemplu. A, da, acolo putem spune la o adică, domnule, ar putea exista un potențial letal. Și atunci, da, se deschide un dosar, o ia pe aia, o duce la expertizare să vadă dacă are potențial letal sau nu. Deci, atenție, densitate de energie de 50 de joule pe centimetru pătrat. Nu că atât să scoate ea, că dacă scoate 50 de joule, da, cum scrie în specificațiile tehnice, densitatea de energie e posibil să fie mai mică. Ok? Și doar în cazul ăla ați putea într-adevăr, da? De ceea ce se poate face legal este să-ți ia jucăria și să o expertizeze criminalistic, da? Să o ducă la expertiză, să facă o expertiză balistică pe ea și să afle ce densitate de energie, eu asta înțeleg de aici din raportul de expertiză balistică, că asta interesează, ce densitate de energie, da? Dezvoltă pe centimetru pătrat, ca să afle, da, domne, dacă poate penetra pielea. Și chiar dacă poate penetra pielea, pentru că acolo ai nevoie de, cum așa, cum scrie în raport, între 10 și 20 de joule pe centimetru pătrat. Dar dacă poate penetra pielea, asta înseamnă că poți muri sub nicio formă. A, ce înseamnă să aibă potențial letal? După cum scrie în legea armelor și munițiilor, să poată ucide la o trăgându-se la o distanță mai mică de 5 metri. Care e cea mai mică distanță sub 5 metri? Păi, point blank, da, cu țeavă la tâmplă, da? Pe piele, pe piele, sau un metru. Bine, poate fi jumătate de metru, dar el a luat de referință un metru. Ok,
mă încadrez sub 5 metri? Mă încadrez. Poate provoca moartea de la distanța aia? Nu. Atunci nu este cu potențial letal. Atunci este neletală, lasă-mă în pace. Ok? Așa trebuie pusă problema din punctul meu de vedere. Dar eu nu pot decât să vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și înainte de încheiere, vreau să vă supun atenție următoarele chestii. Pe site-ul prietenului meu, Alexandru, Alex Bird de la Arme Vechi, există și o să vă atașez în descriere. Băiatul a postat pe site-ul lui, pe armevechi.com, niște informații cu privire la energia dezvoltată de anumite calibre cu bile de cauciuc. Muniție, da? Deci capsă, tub, pulbere și proiectile din cauciuc. Și băiatul face o analiză a unor constatări balistice realizate într-un studiu publicat de Academia de Tehnică Militară. Are și un link către studiul întreg. Să vedem, da, vi l-atașez și eu direct în descriere. Unde sunt trecute niște valori. Ei bine, și băiatul face o analiză comparativă între valorile publicate de Academia Tehnică Militară și ce scrie de producător pe cutie. De exemplu, în cazul era un calibru, mi se pare, 9 mm, mi se pare că unii spuneau că dezvoltă undeva 35 de juli și eu alții vreo 160 de juli, ceea ce era o totală tâmpenie. Da, deci nu bătea poza cu mireasa și erau pe acolo, nu știu, uite, de exemplu, calibru 45 bile de cauciuc dezvoltă cică 50 de juli. Ok? Da, uite, 9 mm rubber, 9x22 sau 9 PA rubber. Din studiul Academiei Tehnică Militară rezultă că la gura țevii, la distanță de 3-36 metri de la gura țevii, o energie de 160 de juli. Ori calculul, băiatul a făcut calculul energiei cinetice, cică ar avea în jur de 50 de juli. Deci ceva nu bate, ceva nu pupă. Și este el de părere că probabil a folosit alt tip de pulbere, de asfălire, etc. Da? Și este un studiu, chiar vă recomand să citiți articolul publicat pe armevechi.com. Este unul extraordinar de bun din punctul meu de vedere. Și cam asta este treaba, dragii mei, cu jucăriile HDR, HDS, HDP. Deci, în concluzie, poliția nu are dreptate și nu are nicio bază legală să vă interzică vouă să vindeți replici de astea HDR, HDS, HDP, care au o energie dată de producător mai mare de 7 joule jumate, pentru că nu există un prag în lege. Când va exista, dacă va exista un astfel de prag, atunci ok. Până atunci nu există nicio problemă, cu excepția acelei modificări aduse în de legea 196 din 2019, care vine și introduce un nou tip de arme cu potențial letal. Pentru că înainte erau letale și neletale. Și acum armele neletale sunt cele care odată care folosite nu pot produce moartea și intervine noțiunea de arme cu potențial letal, adică acelea care pot ucide în anumite condiții, adică dacă se trage de la o distanță de până în 5 metri asupra capului sau asupra organelor vitale ale corpului. Eu am fost Broadheader și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Sper că informația v-a fost de un real folos și, repet, domnule expert criminalist, dacă ești tu amabil și vezi acest material, scrie-mi, te rog frumos, în privat pe pagina de Facebook cu același nume, Broadheader. Și explică-mi și mie ce am menționat despre tine în acest material video. Și cum ai ajuns la concluzia că nu sunt replici de Airsoft? În special. Bun, mulțumesc tuturor pentru atenție, respectați legea armelor și încercați, stimați polițiști, dacă sunteți dintre cei care mă urmăresc, încercați pe cât posibil să studiați un pic mai bine și să aplicați legea așa cum scrie și nu cum vă dictează unii. Și hai mă, pe bune, faceți și voi rost de coloană vertebrală, că totuși să fii mare lucrător ASP pe undeva, într-un IPJ pe țară, și să te îndoi precum râma atunci când țipă Bucureștiul la tine sau emană vreun plan de acțiune care de la o poștă se vede că nu e bun, da? Și nu bate deloc cu ce scrie în lege și tu să execuți orbește, chiar nu dă bine la CV-ul. Și mai ales gândește-te că astfel de situații, astfel de atitudini îți pot dăuna ție foarte tare, pentru că tu în situația aia ești într-un pericol foarte mare de a încălca legea. Iar în momentul în care încalci legea, mai ales atunci când acțiunile tale vizează și se răsfrâng sau produc niște efecte, niște consecințe asupra cetățenilor, o parte dintre acei cetățeni, unii cetățeni, se pot întoarce împotriva ta cu plângere penale și tu să ajungi să fii tras la răspundere. De ce? Din simplu fapt că
nu ai citit legea și pur și simplu te-ai pus să execuți niște dispoziții care probabil că erau ilegale. Mult succes tuturor, Doamne ajută și respectați legea armelor. Ciao!